Bună dimineața, băieți și fete, și bine ați venit la o nouă reacție creepy la mine pe canal. Ați auzit foarte bine, fraților, mă numesc Marusiancu și bine ați venit la un episod ceva mai creepy decât celelalte, deoarece astăzi, băieți, vom reacționa la un filmuleț creepy care este bazat pe fapte reale, în care este vorba despre o fată care e singură acasă și își cheamă prietena să vină la ea să se uite la film sau ceva de genul, însă prietena ei nu mai ajunge niciodată la ea și în schimb vine un criminal. Adică e ceva super, super interesant. Dacă mai vreți să facem episoade de genul, uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal, să ajungem, Doamne ajută, la 100.000 de abonați și eu zic să-i dăm drumul. După cum vedeți, fraților, short horror filmul, respectiv filmulețul creepy, se numește You Are Not Alone, adică nu ești singur niciodată. Ok, eu zic să-i dăm drumul, să vedem despre ce este vorba. Ea credea că e singura acasă, boys. Acum arată că e ora 12. Let's go, să vedem despre ce este vorba. Ok, boys, acum cred că o să o arate pe ea, protagonista. V-am zis, e vorba despre, nu știu, dacă o cheamă Jill, din când am înțeles, Jill sau ceva de genul. E la ea acasă și își cheamă prietena, cam asta e ideea de bază. Și după vine altcineva, asta scrie în descriere, știi ce zic? Uitați-vă aici, boys, că nu m-am uitat înainte. De la Andreea Damario, like, shout-out, link in description. Bun, acum merge cineva pe scări, bă, dar stai, care e treaba cu mersul ăsta pe scări? Că nu înțeleg, boys, deja începe să mă așa puțin. Nu cred că îmi bagă jumpscare în primul minut. Ok, asta e ea, gen, fata. Uite, îi dă mesaj lui Mary. Salut, fată. Stai puțin. I should be there in like... Do you want to be anything? Ok, cică, salut, fată. O să ajung acolo în 10-15 minute. Vrei să aduc ceva la mine? No, it's all good. I got lots of feel. Just hurry up. I miss you. Cică, doar grăbește-te. I'm going to say faster. Can I see you soon? I'm going to my hair. Ok, deci vorbește cu Mary asta. Nu știu dacă ea trebuie să se ducă, dar nu. Cred că ea e asta din dreapta, da? Și Mary trebuie să vină la ea. Și Mary a zis că o să ajungă în 15 minute. Dacă vrea să ducă ceva, a zis că nu. Și a zis că se grăbește și o să vină în curând. Bun. Deci Mary trebuie să vină la ea. Să vedem dacă surora Mary ajunge. Bun. Cred că se uită la film. A zis movie night, zicea acolo jos. Ok, fraților. Nu cred că o să face jumpscare așa de rapid. Hai să vedem dacă se întâmplă ceva ciudat. Muzica asta de fundal mă omoară. Mamă, și are și o casă de-aia cu... care are, cum îi zice, uși din sticlă. Oh. Mamă, boys! Mamă, nu mai așteptam deja la asta. Ați dat acolo la... Uitați-vă la geam. Bă, ați văzut la geam. Bă, dați înapoi dacă l-ați văzut. La geam, boys. Era cineva la geam cu o mască. Uitați-vă acolo în stânga. Uitați-vă la geamuri, neapărat. Fiți atenți pe geamuri. Ba, nu, nu, nu. Deci, la geamul de la bucătărie era cineva. S-a dus tot. Mary, hey, I'm just getting guests. Are you sure you don't want to me anything? Ok, Mary asta tot o întreabă... Opa, stați, s-a blocat. Mary asta tot o întreabă dacă nu cumva vrea să aducă ceva. Aia zice, yeah, I'm sure I have so much junk food here. Ok, și care are foarte multă mâncare, are popcorn, toate chestiile alea. Eu să cam obie as fast as I can. Deci trebuie să vină Mary asta. În 10-15 minute trebuie să ajungă. Cred că asta și-a dat seama. E paranoică. Păi, stai ceva la mijloc, vă zic eu, bă, bune. Opa. Mamă, s-a auzit ceva. Nu cred că a ajuns Mary așa de rapid, fraților. Nu cred că a ajuns Mary așa de rapid aici. Pă bune, vă zic. S-a auzit ceva, dar nu cred că e Mary. Se aude ceva. O fi ca sonneria, dar, bă, 2 minute au trecut. Imposibil să fie ajuns Mary. De-aia nu-și dă seama, boys. Deci nu e Mary, 100%, vă zic eu, nu e Mary. S-a auzit soneria sau... A, ba nu, cred că și-a făcut popcorn. A, nu mă, și la... Mamă, uitați! Uitați-vă tot acolo! Bă, tot acolo a rămas! Bă, cine e ăla? Uitați-vă acolo! Și-a pus popcorn. Eu n-am fost atent pentru că m-am uitat la ăla din spate. Și-a pus popcorn la cuptor și acum și-l bagă înapoi. Și-l bagă în... în bol. Să vedem dacă ăla dispare de acolo. Dar ea nu-l vede, mă? Uite-te, mă, în stânga. A, a dispărut degeaba. Fiți atenți și fix acum o să se uite în stânga. Sau nu se mai uită. Mamă, boys. Mamă, fraților. Ok, se uită la televizor. Dar s-a auzit ceva, boys. Mamă, deci... Mamă! Ba nu, credeam că e în casă. Uitați-vă acolo în spatele ei. Bă, credeam că e în casă, dar nu, nu e. Mamă, bă, un short horror film pentru 3000 de vizualizări, chiar e mișto de tot. Adică chiar e intens, chiar sunt curios cum se... S-a auzit ceva iară. Chiar sunt curios cum o să se termine, pe bune. Sunt super curios.
L-a văzut pe ăla? Băi, ăsta-i! L-a văzut pe ăla, gen? S-a auzit ceva? S-a uitat acolo în spate și asta l-a văzut pe ăla? Mamă, cred că l-a văzut! Bă, cred că l-a văzut! Ok, se calmează sora noastră. Se uită acum în spate. Nu mai e nimeni. Bă, s-ar putea să... Da, eu cred că ea crede că doar i s-a părut. Cel mai probabil. Crede că doar i s-a părut. 100% e așa, fraților, vă zic eu. Și acum nu cred că o să sune la poliție. Cred că iar o să sune pe Mary. Vedeți? A făcut și așa a făcut. Adică înseamnă că doar i s-a părut. Așa crede ea. Ok. Să sperăm să... Dar nu tare s-a părut, fraților, când vede... Bate cineva la ușă. Bă, au trecut 4 minute, nu cred că sora Mary a venit. Vedeți? Bate cineva la ușă. Mamă, dar bate cam tare, băi, ce-i aia? Ok, mamă! Bă, dar... Asta nu-l vede pe ăsta? Fuge, fuge! A, ba nu! Sau ce face? Deschide ușa? Mamă, dar ce casă mare are, frate, să mă vorbesc. Nu se mai vede nimic, frate, ăsta a zis și noi de la mine, de la camera lui ăștia care au filmat. Merge undeva. Cred că sună la 112. Bă, da, se aude cineva parcă și sus. Mamă, e cineva în casă, are un cuțit. I'm seeing... Ia asta, spune băiții, stai că n-am aici o chestie. Pe lângă faptul că surioara noastră pare super suspectă, adică nu prea se panichează sau ceva de genul, i-a scris lui maică-sa, mamă, e cineva la mine în casă, cred că are un cuțit, vorbesc serios, te rog, sună la 112 pentru mine. Deci asta e prostia pe care am văzut-o și în mesajele alea creepy. De ce nu sunt tu la 112, frățior meu? N-are nicio logică. E cineva la ea în casă, boys. De ce nu sună ea la 112? Bă, bune! Mamă, dar cineva acolo. Mamă, dar uita mai casă, băi, eu luat să mă arăbăți 20 de secunde să ajung aici. De ce nu sună ea la 112? Aștept să sună maică, asta n-are nicio logică. Sau poate pentru că o aude ăla. Da, și eu prost acum puțin m-am gândit acum, da. Dacă l-aude ăla, da, adevărat, n-ai. Mamă, și te duce înapoi, băi, dar oricum, băi, deci așa se întâmplă fiecare e ăsta. Ăsta întotdeauna trebuie să fie curajos. Mamă, uite-l pe ăsta. Bă, care-i treaba cu el? E un puștean de ăsta, mă. A intrat înăuntru, dar de ce n-a prins de lumina? Da, i-am dat o idee. Da, a prins, o să mă arăbeți, zici că nu i-a prinsă. Ok, s-a dus. Băi, uai, ai, ai. Ok, mamă, sora mea, dar ce încearcă? Bă, încearcă să pleci dacă poți. Dar vine Mary, boys. Poate dacă reușește ea cumva să plece, o moară pe Mary. Dar ce face, mă? A, și așa un cuțit, cred. Da, uleu! Mamă, ce m-am speriat la asta, mă așteptam. Fugi, sora mea! Mamă, fugi, închide asta, uleu! Nu mă așteptam să vină la instant așa, uai. Dar de ce merge așa? Bă, dar merge prea încet? Bă, nici nu aleargă. Mamă, vine la după ea. Fugi, mă, sora mea, fugi. Mamă, s-a ascuns sub pat. Da, oare, ăla nu o să-și dea seama că e sub pat. 100% nu o să-și dea seama, da. Băi. Aoleo. Da, o să se uite sub pat, fraților. Dacă nu e foarte prost, teoretic. Dar e imposibil să nu se uite sub pat. Băi, deci acum nu că sunt eu vreun criminal în serie, bă, dar nu vreau să se înțeleagă greșit că sunt criminal sau ceva de genul, dar băi, deci dacă te duci și încerci să intri pe cineva în casă, băi, și vezi că intră într-o cameră și după nu-l mai găsești în camera aia, e clar că e sub pat, eu m-aș uita sub pat, adică nu că am eu intenții de-astea, dar doar ziceam, știi ce zic, vorbesc că toată lumea ar fi făcut chestia asta. Te uiți sub pat, ăla a plecat, deci prost rău de tot. Bă, bune, dar acum cred că vine Mary, se aude că a venit Mary și o ia pe Mary. Deci, pe bune. S-a auzit ceva, boys? Cred că vine sora Mary, pe bune, vă zic. S-a auzit ceva? Oh! Boys, cred că a venit poliția, că o suna maică-sa la poliție. Am și uitat de maică-sa. S-a auzit ceva, bă, dar stai că i-a zis să... Mamă, dar s-ar putea să fi fost doar o capcană. Să fi vorbit el.
Ați găs britanici. Mamă, sora mea. Ai grijă. Vai, își pune mâna în cap. Ea crede că... Nu vă zic, a fost doar o capcană. Vă zic, e doar o capcană, boys. Mamă, aveți grijă, la un jumpscare aici. E doar o capcană. Nu a venit poliția, așa cred eu. Poate găsești acum pe ăla și pe Mary moartă. Ai grijă, sora mea. Aoleu. Da. Eu v-am zis, era doar o capcană. Fugi, frățelul, înapoi. Bă, dar de ce merge așa încet? Băi, deci eu nu înțeleg. Bă, deci n-are nicio logică, bă, de ce merge așa încet? Bă, pe bune n-are nicio logică. Mamă, te-ai dus, sora mea, vine la după tine. Ia, le-te pasul pat. Bă, ce... Deci dacă nici acum nu-și dă seama, bă, deci zici că e în jocul ăla, pe bune. Zici că e în jocuri. Ha, mă, că nu e așa de prost, mă. Uite-te, mă, supat. Uite-te, mă, supat, idiotule. Nu, no, cred că o să se uite. Da, și eu, uite-te, supat, zice, să o prind o pasă, dar de partea cui sunt. A prins-o. I-a sunat telefonul, a venit sora Mary. S-a adus totul. Și-a dat seama, a început să plângă, a luat-o de picior. Ok, boys. Cam slab ești, frățiorul, pe... Deci, reconsideră-ți cariera ăsta, criminalul. Deci, n-ai o treabă, zic sincer, deci n-ai o treabă, reconsideră-ți cariera, că... Pă bune, e zero barat pe astea. Deci e 0-0. Uite, și mesajul, de la cine era mesajul, boys? De la Mary. Hey, I am here, și just come in, hey, sunt aici, pot să intru. Intră sora mea, că ai șase de supraviețuire, la cât de prost e criminalul ăsta, deci cel mai prost criminal pe care l-am văzut vreodată. Direct de Andreea Damario. Deci, fraților, bă, nu, pidea mea, adică v-am zis, bă, deci... Asta a fost, se vede că e așa cu buget mai mic, că a fost cu buget mai mic filmul, dar chiar a fost destul de mișto, ne-a ținut așa în suspans. N-am înțeles anumite faze, mai exact de ce ea mergea așa de încet pe scări când ăla o ascundea, sau ăsta de ce nu se uita sub pat, era prost. Nu știu, fraților, următorul short horror film, care e tot legat pe chestia asta cu singura casă, și deodată și ultimul din acest videoclip, se numește Teen Wolves și este un short horror film din 2016. Un filmuleț creepy din 2016 și despre asta, care cică și ea e singura acasă. Sau cel puțin așa, mamă, păi ai ușa asta deschis. Ok, nu mai cânta sora mea, că mă zgrie pe creier. Let's go! Mamă, băi, uite, să faci tu, să zică și pereții tăi, tu. Iară zice ea. Și apoi iară pereții. Băi, cineva... Băi, eu n-aș trăde, băi. Sorry. Îmi pare rău. Thin walls. Bă, asta vreau și cu pereții. Bă, știți vorba aia, vorbești cu pereții, asta vorbește pe bune cu pereții, deci de bună, băi. Mamă, știți vorba aia, vorbesc cu pereții, dar asta pe bune vorbește cu pereții. Mamă, s-a auzit ceva, te-ai dus, sora mea. Deci cineva la perete. Sau de ceva. E ușa deschisă, dar și asta a lăsat ușa deschisă, mă. Ce-s cu sunetele alea? Dar și... Mamă! Închide ușa! Aoleu! Băi, ce era aia, băi? Băi, ce era aia, băi? Ok. 911, what's your emergency? Yes, my name is Chloe Baker. I live in 14 Eagleview Road number 5. Someone is in my apartment. Okay, I need you to calm down. We'll get you through this. Are you somewhere safe? Yes, I locked myself in my bedroom. Ok, a sunat, a zis că o cheamă, nu știu cum, Chloe, nu știu cum i-a zis adresa, ci că s-a încuiat în dormitor. E singura? Da. Da, locuie singura. Ok. The first thing I'm going to need you to do is unlock the door.
Mamă, băi, băi, după voce mi-am dat seama că era ceva la mijloc. Pentru că, fraților, dacă nici noi nu ne-am uitat împreună, eu cu voi, la atâtea filme horror. I-a zis, primul lucru pe care vreau să-l faci este să deschizi ușa, pentru că la telefonia aia de afară nu-i 112. What? What? It'll be much easier if you let her in. Ar fi mult mai ușor dacă ai lăsa-o să intre înăuntru. She'll take you into the spaces between the walls. Mamă. Mamă, frățior meu. Uai, ai, ai. Te-ai dus, sora mea. Te-ai dus. Ma. Asta se mișcă prin pereți, boys. Uitați-vă, că, gen, în cazul în care nu știați, la american, v-am mai zis chestia asta când am reacționat la Life for Us, la american, gen, boys, în general, pereții nu sunt ca la noi, vezi, îți dă ăștia așa, te dai nici nu se nu, la american ies, gen, e peretele de lemn sau ce-o fi, după e spațiu gol și după iară vine cealaltă parte, adică înăuntru umplutura nu prea există pe acolo, pe la ei, știi, zic, așa se construiesc casele acolo. Așa, dacă ești foarte slăbus, poți să te bagi pe acolo, știi? Da, ăștia și cicau și șobolani în asta. S-a deschis, că trec prin pereți, gen. Mamă, s-a adus totul. Sora mea? Du-te să vezi ce se întâmplă. Doar închide ușa. Asta se gândește ea, să închide ușa. Hai să vedem dacă reușești să închizi ușa. Nu poate să închide ușa. Oh, shit. Pentru că dă în piciorul cuiva. Mai exact în piciorul lui asta. Dar asta cred că tot ea e, teoretic, nu? O fi că e un coșmar de asta, tot ea e. Tu, ai închis ușa, sora mea. Let's go! Ok, băieți, ok. Mamă, ok, psihopatic greu de tot. Ok, fraților, cam atât a fost cu clipul de astăzi. Am reacționat la două short horror filmuri, în opinia mea, destul de interesante. Am văzut că vă fac foarte mult astea cu singura acasă. Dacă mai vreți să facem episoade și mai exact de genul ăsta cu singura acasă, scrieți în comentarii. Eu am fost Marius Iancu, vă urez o zi minunată. Să vă abonați la acest canal, să facem 100.000 de abonați. V-am pupat pe toți, pa, pa!